Numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Iubiți credincioși, așa cum știți, din totdeauna, în toate marile sărbători și praznice împărătești, cum ar fi de pildă Învierea, Crăciunul sau alte sărbători importante, Duminica Ortodoxiei, Centru Mitropolitan, prin Arhiepiscopul și Arhipăstorul locului, trimite un cuvânt de învățătură pe care preoții trebuie să-l rostească în fața credincioșilor, ceea ce în diversitatea bisericilor, prin același cuvânt, arată unicitatea treimii și lucrarea lui Dumnezeu unu în toată biserica creștină. Pentru a vă putea concentra, trebuie să fiți puțin atenți și cu nițică răbdare. Textul este frumos, l-am citit, deja îl cunosc. Este foarte bine pregătit și accesibil tuturor minților. Teofan, arhiepiscopul Iașilor, mitropolitul Moldovei și Bucovinei, cu harul lui Dumnezeu, către preoții din parohii, cuvioșii vețuitori din mănăstiri și drept credinciosul popor, cel în treime, slăvit Dumnezeu, Tatăl, Fiul și Sfântul Duh, să-i binecuvinteze cu har, bucurie și iertare de păcate. Dumnezeul nădejdii să vă umple pe voi de toată bucuria, pacea și credința, ca să prisosească nădejdea voastră prin puterea Duhului Sfânt. Epistola către Romani, capitolul 15 cu 3. Iubit popor al lui Dumnezeu, fiind la sfârșitul anului 2009, un an de încercări pentru unii din semenii noștri, datorită contextului social, s-a creat o anumită stare de neliniște ce s-a strecurat în sufletele noastre. Aceasta a fost în general atmosfera care a dominat viața noastră a celor din jur în anul care tocmai se încheie. Apropierea sărbătorilor legate de nașterea Domnului, anul nou și bobotează, aduc o anumită degajare sufletească, puțin la suprafața lucrurilor arătând o anumită stare de optimism, care se face simțită prin puterea harului sărbătorilor ce ne vom petrece. Ceea ce se întâmplă în adâncul sufletelor noastre, numai Dumnezeu le poate cunoaște. Din pricina contextului dificil care definește viața omului, de un anumit timp se observă că mulți au o predispoziție spre deznădejde. Tristețea, resemnarea, plictiseala copleșesc sufletele multora. În această ambianță încărcată de tensiune apar la ușă preotul cu icoana și colindătorii. Ce poate să spună preotul? Ce pot să facă colindătorii decât să ofere puțină liniște pe care o simțim? Din cântarea Nașterea ta, Hristoase, Dumnezeul nostru, răsărita lumii, lumina cunoștinței, rostește preotul în casa creștinului, iar colindătorul spune că la Betleem Maria, în sălaș sărac, lângă acel oraș, a născut pe Mesia, pe Fiul cel din vecie, care l-a trimis Tatăl mie să se nască și să crească, să ne mântuiască. Din imnul nașterii rostit de preot, din mesajul colindătorilor, omul aflat acum în anul 2009 de la Dumnezeu, a coborât pe pământ și a locuit printre oameni, le-a cunoscut durerea, le-a purtat povara, le-a purtat păcatele, oamenii obișnuiți precum păstorii și înțelepții de seamă precum magii au trăit atunci un eveniment excepțional. A avut loc întâlnirea cu Dumnezeu. În viața lor a rămas lumina adevăratei cunoașteri, singură mântuitoare, Hristos Domnul. Grija pentru hrana pruncilor, impozitele cerute de statul roman, luptele interne din sânul propriului popor iudaic, libertinajul moral, societatea vremii făceau nesigură și tristă viața oamenilor din răsăritul creștin. Magii de la răsărit erau însă oameni bogați, dar neliniștiți în sufletul lor, fără Dumnezeu. Un imens gol se instalase, căutau cu disperare adevărul pe care nu-l găseau. Precum Solomon altădată a ajuns la convingerea că totul este deșertăciune. Viața le era mucedă, cumplită lâncezeală și deschisă spre o veșnicie netedă și goală. Iubiți credincioși, observăm că viața păstorilor de la Betleem și a înțelepților magi din răsărit
se aseamănă cu viața românilor de azi. Omul sărac se frământă pentru pâinea cea de toate zilele. Cel bogat se simte amenințat de lipsuri, de nemulțumire, de cei ce trăiesc în jurul lui, dar simte cel mai adânc drama singurătății și golul lăuntric care nu-i dă sens vieții. Glasul îngerilor veniți și a păstorilor de la Betleem, atunci când s-a născut Domnul, a arătat că viața noastră s-a schimbat. Adevărul ne face liberi. Spre casă ne întoarcem pe altă cale, precum s-au întors magii. Venim pe drumul zbuciumului lăuntric, al îndoielii și a tot felul de frământări și ne întoarcem pe drumul bucuriei cu lumina lumii, calea, adevărul și viața, Iisus Hristos. Păstorii de altă dată au ascultat glasul îngerilor care au cântat: slavă întru cei de sus lui Dumnezeu și pe pământ pace între oameni bună voire. Magii au urmat direcția indicată de stea. Ceea ce rămâne astăzi, să urmăm calea Scripturii, glasul Sfinților Părinți, care sunt steaua Bisericii. În lume necazuri veți avea, spune Scriptura, îndrăzniți, eu am biruit lumea, veniți la mine cei ostenici și împovărați și eu voi odihni pe voi. Să nu fim robi de speranțe deșarte, spune Ioan Gură de Aur, căci credința noastră este Hristos și este singură și nemișcată. Toată făptura să laude pe Domnul, pe cuvântul Hristos, care s-a smerit și îl slăvește cu frică, stricată fiind, dar tot nădăjduiește. Text tot din Sfinții Părinți. De multe ori omul nu se deschide spre Dumnezeu, spre biserică, din cauza prea multelor păcate și preocupări personale. Împovărat, omul crede că e nevrednic de iertarea lui Dumnezeu și cade în cea mai cumplită boală, descurajarea și deznădejdea. Sfinții Părinți mărturisesc la modul cel mai categoric că cel mai dăunător este din toate deznădejdea, păcatul care, indiferent dacă ai greșit cu lucru omenesc, nu e păcat. Dar dacă deznădăjduiești, e lucru drăcesc. Spune Sfântul Nil Sinaitu. Efrem Sirul îndeamnă. Cu succesele să nu te lauzi, nici în vremea greșelii să nu deznădăjduiești. Siluan Atonitu ne spune: ține mintea în iad, dar nu deznădăjdui. Iată ce a adresat omului contemporan cuviosul Siluan. Aceasta pentru că niciun păcat, oricât de greu ar fi, nu poate copleși iubirea lui Dumnezeu. Nici ceea ce se întâmplă în jur nu trebuie să-l descurajeze pe om. În pofida aparențelor, în atâtea lucruri minunate în jur, atâtea momente trăite și adevărate, noi trebuie să cunoaștem că Dumnezeu este în noi. Drept măritorilor creștini. De sărbătoarea nașterii Domnului, biserica adresează cuvânt și binecuvântare. Mesaj de îmbărbătare, mesaj de nădejde, către fiii și fiicele ei duhovnicești, către întreaga lume. Biserica îndeamnă să ne apropiem de marea taină a venirii lui Dumnezeu printre oameni. Sufletul și inima, spune cântarea bisericii, să le gătiți cu bucurie și cu toată frica, căci acum vine împăratul cel fără de început. Text patristic. Sufletul omului, mintea, inima sunt chemate să înțeleagă taina Betleemului, să se deschidă spre Hristos care ne-a născut din nou spre nădejde vie. Nu orice fel de nădejde, precum cea care o oferă un pământean altui pământean, ci nădejdea cea vie care vine de la Dumnezeu. Eu sunt cel ce dă nădejde, zice Domnul. Rămânând întemeiați în credință și întăriți și neclintiți în Evanghelie, creștinii sunt chemați să trăiască în Duhul Scripturistic, în mărturisirea lui Hristos, cel născut la Betleem, răstihnit și înviat pentru mântuirea lumii. Mărturisirea lui Hristos implică o viață personală de rugăciune, post, spirit și jertfă. A fi mărturisitor al lui Hristos înseamnă să ai o familie și o viață curată și implicit toată responsabilitatea socială, în onestitate și bună prietenie cu ceilalți. Sărbătoarea nașterii Domnului este, potrivit chemării, loc duhovnicesc de conștientizare mai viu decât demnitatea creștină, a identității de român, a calității de om.
Sărbătoarea arată în mărturisirea credinței adevărate, cât și într-o atitudine corespunzătoare față de ceea ce se întâmplă în jur, că Dumnezeu, cel născut după trup în peștera Betleemului, are grijă de fiecare în parte și de toți la oaltă, cu binecuvântare, cu iubire, cu iertare și cu puterea sa milostivă. Să avem cu toții parte de clipe frumoase, clipe adânci, clipe adevărate, în răstimpul dintre sărbătoarea nașterii și botezului, vin clipe care apar și prelungesc apoi bucuria în anul care vine. Zilele anului 2010, de la nașterea lui Hristos, să fie împodobite cu mai multă curățenie sufletească, cu mai mulți prunci născuți, cu familii liniștite și frumoase, cu multă înțelegere și multă pace în lume, cu inimă de părinte duhovnicesc și frate în Hristos, îmbrățișare și dragoste sfântă, prin colindul rostit Hristos se naște slăviți-L, Hristos din ceruri întâmpinați-L, Hristos pe pământ înălțați-vă, de la Arhiepiscopul Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei. Iată ce frumos în câteva cuvinte sintetizată esența sărbătorii praznicului nașterii Mântuitorului Iisus Hristos. Dacă ar fi să faci un compendium, pentru că nu mai e nimic de spus, am putea să spunem așa: pace celor ce s-au împărtășit și s-au spovedit, pace celor ce au trăit frumos acest post, bucuria sufletească prin faptul că dimineața la prima părere biserica părea lipsită de puii ei, precum cloșca, și iată că la jumătatea zilei biserica este plină de credincioși care au înțeles că alături de mesajul social prietenesc al cunoștinților, rudelor și prietenilor, trebuie întâi așezat mesajul lui Hristos și au venit să se bucure de o răsuflare de Sfântă Liturghie, de o gură de aghiazmă, unii de o gură de împărtășanie care s-au pregătit pentru astăzi și vor veni cu lumânarea la împărtășit frumos, și unii de o binecuvântare și un cuvânt bun. Cuvântul de astăzi a fost adresat direct de Înalt Preasfințitul pentru urechile dumneavoastră, iar pentru zilele care vor urma, mâine și poimâine, după cum va fi rânduit, vom mai intra în amănuntul și în cercetarea sărbătorii nașterii Mântuitorului, povestindu-vă doar frumusețile de la Betleem, care au fost văzute și atinse cu mâna și cu piciorul, acolo unde Hristos s-a născut într-o peșteră săracă, amărât și uitat de lume. Astăzi sunt altare de jertfă, sunt picturi din primele veacuri creștine, sunt ruine de biserici construite de împărații creștini, începând de la Constantin cel Mare și până astăzi, și sunt locuri unde simți Duhul lui Hristos călcând pe urmele Lui. Hristos se naște, slăviți-L, Hristos din ceruri, întâmpinați-L. Amin.